Mirajul electric. De ce nu e România pregătită? Auzim tot mai des despre mașinile electrice și despre cum ele reprezintă viitorul transportului. Dar se potrivesc ele cu ce se întâmplă la noi în țară? Este infrastructura noastră pregătită pentru această schimbare majoră? Din păcate, răspunsul e mai greu de dat decât pare. Există multe aspecte de luat în considerare. Haideți să vedem de ce. Să analizăm împreună provocările și obstacolele. Avem multe hopuri de trecut. Drumurile noastre sunt adesea în stare proastă. Înainte să ne uităm la cât costă, trebuie să ne gândim la lucruri simple. Cum ar fi accesibilitatea și infrastructura de bază? Avem unde să le încărcăm? Stațiile de încărcare sunt esențiale pentru utilizarea zilnică a mașinilor electrice. România are multe de oferit, de la peisaje pitorești la atracții turistice unice. Dar stații de încărcare pentru mașini electrice. Aici lucrurile se complică. Infrastructura este insuficientă și adesea nefuncțională. De la prea puține stații de încărcare la prețuri mari, utilizatorii se confruntă cu multe dificultăți. Realitatea e diferită de ce vedem în reclame. Promisiunile sunt mari, dar implementarea lasă de dorit. Unde ne încărcăm mașinile? Infrastructura lasă de dorit. Fără ea, mașina electrică devine un obiect scump și inutil în fața casei. Din păcate, România nu are suficiente stații de încărcare. Găsirea unei stații libere poate fi o adevărată bătaie de cap. În loc să te bucuri de drum, stai cu ochii în telefon, căutând o stație de încărcare. Iar când o găsești, e ocupată sau nu merge. Chiar și în orașele mari, unde sunt mai multe stații, poți avea probleme. Așadar, înainte să ne bucurăm de ideea unei mașini electrice, trebuie să ne întrebăm, unde o vom încărca? Prețul este foarte important pentru mulți dintre noi. Mașinile electrice sunt încă mult mai scumpe decât cele normale. Iar pentru românii cu salarii medii, cumpărarea unei astfel de mașini pare imposibilă. Prețul mediu al unei mașini noi în România este de vreo 15.000 de euro. O mașină electrică costă cel puțin dublu, ajungând chiar și la 50.000 de euro. Statul ne ajută cu niște bani pentru a cumpăra mașini electrice. Însă, acești bani nu sunt suficienți pentru a acoperi diferența de preț. Vremea din România, cu ierni friguroase și zăpezi abundente, poate fi extrem de dificilă pentru mașinile electrice. De asemenea, veri foarte calde, cu temperaturi ce depășesc frecvent 35 de grade Celsius, pot afecta cum funcționează bateriile mașinilor electrice. Distanța pe care o poți parcurge cu o încărcare scade mult la temperaturi extreme, fie ele foarte reci sau foarte calde. Iar stațiile de încărcare nu fac față pe vreme rea, fiind adesea acoperite de zăpadă sau înghețate. Imaginați-vă că e o zi geroasă de iarnă, cu drumuri acoperite de zăpadă și gheață. Vreți să mergeți la munte, dar mașina voastră electrică poate parcurge doar jumătate din distanță din cauza frigului. Ajungeți cu greu la o stație de încărcare, dar surpriză, stația de încărcare e înghețată și nu funcționează. Vara, când e foarte cald, bateriile se pot încălzi prea tare și își pot pierde din putere, afectând performanța mașinii. Gropile și drumurile rele pot afecta și ele mașinile electrice, provocând daune suplimentare bateriilor și componentelor. Trecerea la mașini electrice pare ceva normal în orașele mari. Acolo există mai multe stații de încărcare și mai mulți oameni cu bani. Dar ce se întâmplă în restul țării? În orașele mici și la sate, mașina electrică este ceva rar. Oamenii se confruntă cu probleme reale. Nu au locuri de muncă, au salarii mici, nu au drumuri bune. Pentru ei, mașina electrică nu este importantă. Trecerea la mașini electrice ar putea ajuta la un aer mai curat. Însă trebuie să fim realiști. Această schimbare va dura mult timp și va costa foarte mult. Am văzut că mașinile electrice nu sunt cea mai bună soluție pentru România, cel puțin nu acum. Deși sunt ecologice și eficiente, infrastructura noastră nu este pregătită pentru o tranziție completă. Nu avem suficiente stații de încărcare. Prețurile sunt prea mari pentru mulți români, iar vremea și drumurile reprezintă probleme pentru baterii. În plus, costurile de întreținere și reparații pot fi prohibitive pentru mulți proprietari. E important să fim informați și să ne gândim bine înainte de a lua o decizie.
trebuie să analizăm toate opțiunile disponibile și să înțelegem avantajele și dezavantajele fiecărei alegeri. Mașinile electrice sunt o promisiune pentru viitor, dar trebuie să fim realiști și să ne adaptăm la prezent. Tehnologia avansează rapid, dar nu putem ignora realitățile curente. Există alternative la mașinile electrice: mașini hibrid, mașini care consumă puțin, transport în comun, biciclete. Aceste opțiuni pot fi mai accesibile și mai practice pentru mulți dintre noi. Important este să alegem ceea ce ni se potrivește și să ajutăm la un viitor mai curat. Fiecare mică decizie contează în efortul de a proteja mediul și de a crea un viitor sustenabil pentru generațiile următoare.